Salut și bine v-am găsit, fraților, aici la un episod special din Stumble Guys, pentru că da, astăzi voi juca pentru prima oară la eventul cu Mr. Beast, pentru că da, era vorba să joc ieri, dar din păcate ieri a întâlnit mai multe chestii, plus că a luat curentul aproape toată ziua, am mai avut și treabă și din păcate n-am mai apucat să filmez, așa că da, bă, fraților, filmăm astăzi cu skin acesta mirobolan care l-am luat în ultimele secunde de la celălalt event care a fost. Și bun, din câte am auzit eu, avem această rotire, ok? Acest spin cu Mr. Beast. Și zic că dacă strângi un număr de puncte, ți îți dă skin-ul sau ceva gen zice aici, dar acum nici nu prea știu multe pentru că n-am jucat aproape de rol la Mr. Beast și da. Dar ce să mai bă, am văzut că s-a resetat și turnamentul acolo, toate reward-urile jote alea și sunt mai skin-uri și alea, știi? Adică sunt reward-uri de la Mr. Beast mai mult. Ia. Urât, 5 gemuri, un pic cam urțel, frate, un pic cam urțel. Oh, am făcut și un quest, stai că este foarte bine. Avem acea al doilea free spin pentru că da, noi avem două, că am luat toată oferta aceea mai de mult, dacă vă aduceți bine aminte. Și e bun. Ia să vedem, ceva bun, 5 tokenuri măcar. Fa, de capul meu. Ce urât e asta, e urât de tot să mă piciorul. Și bun, hai să jucăm acum pentru... Oh, stai să așa că avem quest-ul. Am uitat, fratele meu. 3000 de puncte, 2900. Dar le paste pentru pe frate, să mai face și unii la PS-aute. Și bun, la PES am făcut mai multe chestii cu Mr. Beast, asta mi se pare foarte șmecher că s-au unit ceva gen ăștia cu Mr. Beast și a făcut un fel de PES și cu Mr. Beast așa ca lumea pe aici și dacă se poate observa... Oh, mi-a ieșit Space-ul! Bă, mi-a ieșit Space-ul, what? Bun, aici avem special emote, l-avem pe ăla cu mingea care l-avea foarte mult, care ziceam eu, vorbeam despre că e foarte șmecher, ăla este emote-ul și cel mai șmecher care l-am văzut până acum, n-am ce să zic și mai mult. Și bun, ideea e că nu înțeleg cum o să fie toată faza, dar cred că acest spin ăsta cu Mr. Beast după shop, cred că o să țină tot o să țină tot sezonul aparent, adică 30 de zile, ceea ce este foarte șmecher. Și ce să mai mă, hai să dăm acea bătaie, lăsăm pe lăvrăgeala, pentru că știu că de-abia așteptați să vedem și voi cum e motul acest ăsta, cum este eventul cu Mr. Beast. Bine, voi chiar dacă cred că ați văzut foarte mult cum arată eventul cu Mr. Beast, dar la mine este prima reacție, sincer, acum. Ia, mamă, ce e aici, frate? Ia, mă. Bă, vezi că e chiar șmecher. Și aici acum. A, aici doar pur și simplu. Și rămâi ac... A, nu rămâi blocat, dar ții un pic de slow, am înțeles acum. Bă, dar cum arată, what? Ok. Hai, bă! Hai! Come on. Wow! Bă, vezi că e șmecheră mapa, sincer, acum mi se pare așa, urâtă, să știi. Și ce zic? Mamă, gur de aer, ca în Fall Guys, mai de naie, de noi la fel ca în Fall Guys. Hai ce te arunc astea în sus. Mamă! Ce e asta, frate? Mamă, cade alea jos, dă-te! Cade alea jos, cade câteva din... Sau se ridică? Mă, ce? Ce este eventul ăsta, fratele meu? Mamă, ce mapă grozavă! Mi se pare una dintre cele mai șmechere mape care am mai văzut. Bang! Dar de ce nu pot să trec? Ok, deci aparent trebuie să trec doar peste să trec. Ok. Bravo, hai, aruncă-mă, perfect. Mamă, bă, dar ce mapă șmecheră, bă. Hai că mă calific dacă e. Sau mamă, fix ultimul m-am calificat. Beast Games, what? Bă, e șmecheră de tot, sincer, acum, bă. Sincer, această colaborare cred că o să fie preferata mea, pentru că chiar vreau să joc cu skin-urile de Mr. Beast, pentru că și mie-mi plac foarte mult, așa cum îmi place și la foarte mulți dintre voi. Ok, deci apare doar prima mapă, zicea cu Mr. Beast, și după aceea urmează încă două mape care sunt așa, total random, așa am văzut acolo care arata și da. Ceea ce este slujmec, este foarte șmecher. Hai că mapa... netul. Mai ales că mapa, eu zic că merită un 9 din 10, pentru că mapa este foarte bine realizată, are foarte multe chestii interesante prin ea și eu zic că merită să te joci pe aia, sincer, acum. Ok, dați-vă bă, la o parte, că bubuie bombele astea, vor să mă omoare. Aoleu, mă dau la o parte de lângă ăștia. Hai, bubuie și tu, mă. Mai bubuie? Eu acum simt ceva delay la tastatură și cred că asta e din cauza internetului, pentru că netul merge un pic cam prost și ați văzut și eu ca să retun așa un pic, dar... Eu acum sper să nu meargă foarte mult așa prost, pentru că vreau să mă bucur și oricum de event și de-astea. Așa, perfect. Bun. Ok. Mamă, cum a căzut ăla, aluneca pe coaja de banană, săracu. Mare pervers. Ok, iată, începe timerul ăla special. Eu stau aici la banca mea pentru... Ok, gata, ne-am calificat și noi. What? Ok. Ce a fost aia cu apa? What? Pe bune? Ok. Bă, sincer de voi, mie chiar îmi place foarte mult eventul acesta. Adică, bă, păcat că nu am apucat să joc eu de ieri, dar asta e, jucăm astăzi, până la urmă.
Și o să vreau să dăm și noi la un spin de la, de la MrBeast, pentru că n-am dat nimic la acel spin deloc, pentru că de unde faci rost de bani dacă n-ai jucat deloc, nu-i așa? Bun. Bun. Așa, bun, bun, bun. Foarte frumos, fraților, foarte frumos. Sin, mă, dar cum arată astea cu alb așa? Bă, e ok, e ok cum le-am făcut, dar... A, uite, avem acea reward, ia. 10 bănuți ăștia, sau 10 dolari, cum mai spunem noi aici. Bun, dă-le și pe astea că vreau să iau și acest emot. Nu știu dacă pot să-l iau, pot. Ok, aproape le-au, aproape le-au. 25 de gemuri să fie primite foarte frumos. Și când am... Deci avem acum, astea câți dolari avem. Avem 20 de dolari și ne trebuie 30. Bă, așa că să fac o șmecherie aici. O să-i luăm pe aceștia de la pesc, chiar dacă sunt primi, dar... Ok, facem și încă o quest aici și hai să vedem să dăm pentru prima oară la acest spin, pentru că n-am dat în viața mea, n-am dat până acum, sincer, nu zi la vrăjeală. Și hai să vedem ce poate să ne pice nouă de aici, adică ne poate pice ceva bun, ceva prost, adică habar nu ce poate să pice. Ia. Ok. Mamă, 75 de puncte, mamă. O grămadă, fuuu. Foarte mult mă costă. Asta e că mai avem de un spin, Bă, dar costă enorm de mult, mă. E clar, păi o să avem treabă sezonul acesta, o să avem treabă să strângem pentru MrBeast și noi aici. Oricum pe o să luăm pentru că mi se pare foarte șmecher. Ia, și aici cât le avem nevoie. M-am 45, adică mai bine aici, vreo 45 mai puțin așa. Și cam atât a fost cu dolarei, am făcut și o mică misiune aici. De mai... Oh, 5 dolarei să fie primiză încoace, tată, frumos că merge. Mamă, mai avem aici nevoie de vreo câteva puncte și pe aceea luăm și acest emot șmecher. Hai că e foarte bine. Ce să mai dăm aici bătaie pentru că e chiar șmecher eventul și da, și nu știu dacă o să fie, dar cred că o să iau și pestul pentru că emotul acela cu mingea mi se pare foarte șmecher. Adică ziceți voi că nu e șmecher. Hai că și ceva gen te transformi într-o minge și am văzut cum funcționează, te transformi în... I love Carl's mom. Băi, ești nebun. Ceva gen că iubesc mama lui Carl sau... O iubesc pe mama lui Carl sau ceva gen. Băi, șmecher, a băgat foarte multe detalii care sunt și de la MrBeast din clipul și astea, adică mi se pare super șmecher, adică, nu știu, eu credeam că o să fie șmecher, dar nici chiar house-a de șmecher, mă, fratele meu. Adică mapa asta mi se pare așa, foarte lungă, e și șmecher, adică, na. Mi-e pare așa stilul Stumble, ăsta, nu Stumble, stilul Fall Guys mi se pare mai mult, pentru că așa e mai multă Fall Guys cu venturi, cu astea. Dar mi se pare șmecher, sincer, n-am ce să mint. Mai pe acolo un drum, cred că pot să o ocolesc sau ceva. Banc, Andrei Biș pro player-ul, fratele, Andrei Biș pro player-ul. Haide, frumos. Mama. Ușor. Perfect. Jap. Mare permesă lui băiatul acela și acum să ne calificăm și noi, vă, fraților. Jap. Bă, da, șmeche de mapa asta, wow. Cu de-astea pentru vlog care face lumină, wow. Eu mai admir puțin mapa și eu, dar, na. E chiar șmecher, eu zic că merită să te rogi pe această mapă. Și gata. Am intrat oficial în runda numărul 2. Bă, sincer, ar fi fost șmecher dacă era așa, că era 3 mape cu această mapă, știi? Adică dacă era ceva din eventul, pun 3 mape una după alta, ca să fie aceasta, știi? Dar acum astăzi dacă n-am băgat băieții așa, dar na. E bine și așa. Auzi, deja l-a luat skin-ul de MrBeast. Oh, olu, ce disperați. Într-o singură zi deja l-a luat oamenii Space skin-ul, ce să mai... Ok, Space Drop. E mijlocul, e... Bă, ce bine s-a văzut, e mijlocul, s-a văzut foarte bine mijlocul. Ați văzut și Rex de acolo cu finish la mijloc? Bă, ăștia mai mult a făcut prost ca schimbat această animație, că acum aveți mai bine mijlocul. Ulu, jocule! Hai de capul meu, bă, da, nu v-am ajuns la jocul ăsta, să mă piciorul. Ok, come on. Come on, că vine roca aia și mă lovește și după aceea este destul de jale. Jap. Come on. Jap. Perfect, înapoi aici, perfect. Hai, come on. Oricum, cred că foarte mulți au văzut că e din mijloc, nu? Da, cred că toată lumea a văzut că e din mijloc, nu-i așa? Adică se observă de la o poștă că e asta din mijloc, adică se vede că scrie finish-ul când se arată la începutul mapei. Jap. Oh, m-am calificat primul! Ce frumos! Ăla s-a mai calificat băiatul ăla, mă, ăla cu scheletele ăla. Ia. Da, mă, s-a calificat. L-am aruncat eu la mama Smilor, dar tot a apucat să se califice băiatul. Ok, mai este ăla și cu ăla din fața lui ăsta, că ăsta oricum n-a nicio șansă să se califice. Ce ziceam? Bă, este foarte bine, foarte frumos. Ia să vedem, dar...
Mă, parcă avea un skin. Uite, bă, skin-ul de Mr. Beast Gaming. Bă, ești nebun, șmecher. Ce să mai... Bă, dar, bă, am așa o mică întrebare pentru voi așa. Bă, dar voi cât credeți că a dat așa la Stumbug? Adică cât bani credeți că a dat Mr. Beast ca să facă această colaborare, vă dați seama? Pentru că, pe urmă, să fim sinceri acum, adică Mr. Beast, că la plin de bani, care cred că cere cam mult pentru o colaborare sau ceva de și chiar scurios să văd cât, să aflu cât o dată ăștia de la Stumble pentru a face această colaborare. Așa că cine are vreo idee să scrie în comentarii, vă rog eu frumos, pentru că știți că eu comentariile le citesc de fiecare dată, chiar dacă de multe ori nu prea pare că le citesc, dar bă, chiar le citesc, chiar, adică chiar dacă sunt dau de fiecare dată inima, dar mă uit la ele, adică chiar le văd, știi? Jap, frumos, salut băiatul, mă dau la o parte. E păcat că avem apa asta cu laser, adică eu destul n-aș pacă te chinui să o câștigi pe asta. Mamă. Ce prost am fost, am jucat-o foarte prost acolo. Sparge tot. Hai că o bagă pentru voi, că voi vă când aveți așa mult curaj ca mine. Ia acum măriți, pentru că știți vorba aceea, ce e că pierd, ce e că câștig, nu-i așa? Aolo. Știam eu că o să mă ia laser la băga mea și piciorul meu de laser, mă, frate, mă. Da, așa ciudat, așa cu albul ăsta, nu știu dacă se pare că arată mai șmecher, dar, na. Avem aceea încă 10 dolari, frumos. Și câți dolari avem ea? A, 25, e bine. Mai avem puțin, facem un quest, dar ce quest zice așa să facem aici? A, ăsta care ne dă încă 10 dolari, e că e bine. Hai că mai dăm acum, stai bă să schimbăm, să facem o chestie, stați așa o leacă, fratele meu, stați un pic așa, mă. Da, mă, știu. Bun. Avem aici, să punem și noi o mers ca la carte, nu-i așa? Pentru că avem mersuri cam la șparli, așa. Mă, eu cred că o să-l pun. Cred că pe ăsta, sau nu? Ok, foarte greu. Bă, acea oameni care ai multe mersuri, n-am de ce să minte acum. Ăsta cu cuburile, na, că arată așa mai fancy, știi? Acesta mai hai să mai dăm acea bătaie pentru ultima oră pe acest episod, turnament, doamne. Nu știu, sincer, am jucat foarte mult la turnament până acum și m-am obișnuit așa să zic turnament în loc de event, știi? Acum are să mă înțelege și pe mine, pentru că da, e logic că mă obișnuit pentru că la cât am jucat la turnament, desigur. Bă, mai scrie mine că mai putem face și noi rost de gemuri pentru a face un episod de la cu turnamentele, pentru că da, băiatul vostru cea de față a rămas fără, na, a rămas fără bani, bine, fără bani pe Stumble, guys. Hai că 0 gemuri, hai că toate alea pe minus. Bam, 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 bam. Perfect. Acum o să încerc să văd, să încerc acum să vă joc foarte bine această mapă ca să pot să câștig și eu mai ușor. Ok, haide! Mama, bine-ți rău. Bam, 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 bam. Ia să fac eu o schemă, mă, nu merge să faci schemă, nu merge. Deci aparent este chinui să iei prin astea pe aici, pentru că n-ai cum altcumva. Bam, 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 bine Andrei Bish pro player-ul, ce e asta aici? Ce are să fie și asta aia, că mă uit acum. Wow, cam, ăsta e direct fall, guys, direct, ce ai aici? Da, aici acum ce să trec eu pe aici, spuneți-i și mie. Da, o să trec pe aici ca ultimul noob. Doamne, ce pană mea așa de greu, mă, frate. Bă, uite cât de greu să treci aici, mă, frate, mă. Haide, bată. Fai de cap, oare cum mai mă califică pe aici? Cred că mai bine mă... Bă, fratele, de ce mai stă? Rămâne pe slide mai mult timp. Uitați-vă și alea, că rămâne mai mult pe slide. Fai de cap, e clar, mai mă califică un zbura porcul. Ce ziceam? Urât, foarte urât. Așa, am făcut ceva la eventul acesta aici. Bă, premiile sunt ok, adică, bine, ce ok, că mi se pare un pic cam nașpa, dar, bă, măcar primești dolari, măcar atâta, frate. Și cam atâta cu acest episod, mă, fraților. 5 puncte, dă-le încoace. Mamă, câte am nevoie, vreo 45, hai, dă-i pe 45, să mai zic și eu. Mă, reward-uri destul, adică dacă e să iau tot, dacă e să iau acest pes, cred că fac destul de puncte la Mr. Beast, o să pot să iau multe chestii la el, dar mi se pare ok. Ce să ai, mă? Cam atât cu acest episod, mă, fraților, sper că v-a plăcut acolo cât de cât și în caz că v-a plăcut, nu uitați acel butonaj de like și eu am fost Andrei Beast și vă zic acolo la toată lumea, pa, pa! Deci, pa, pa!